Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M. Colegul, ți-ai luat mașină, colegul, a? Da. Dar de ce ți-ai luat break, colegule? De ce break? Urâte sunt astea break, rău de tot. Bă băieți, vă plac mașinile break, mă? Mie nu-mi plac. Are bagajul plin, poți să bag mai multă mâncare. Aolo. Nu te-ai gândit, colegul, asta. Ce mașină e? Volkswagen Passat. Bă, dar arată bine, mă, așa, interior, exterior. Și zici că astăzi mă plimb tu, a? Hai să dăm așa o rață, să vedem ce întâlnim azi până oraș. Ok. Ia uite, are vestă de poliție în spate, are nebunii. Băieți, suntem pe serverul One Tap România Roleplay. Începem acest episod cu o patrulă, cum încep de obicei episoadele cu poliția. Mergem pe la case să vedem dacă se sparg case, dacă payday level 1, am primit bani acolo, bum, bum, bum. Vă aștept și pe voi pe serverul One Tap România Roleplay, dacă vreți să facem un roleplay împreună, să vă arestez, să ne întâlnim, să ne bombănim unul pe altul pe aici, pe în joc. Vă aștept să veniți să jucați alături de mine pe serverul One Tap România Roleplay. Aolo, nu prea mai am gloanțe. Ai trecut, colegul. Nu e nimeni, ia? Nu e nimeni. Mi-a știți dumneavoastră, mai puneți dumneavoastră pe GPS să... să las. Păi dă-i drept înainte sau fost drept aici, că zic așa, pe unde să mergi. Ah, ok. Mai ai drept în față. Mamă, dar ce viteză, mă, nici colegul, cât ai la oră? 160. Mamă, păi așa se merge până oraș, colegul. Noi suntem speciali. Nu, acum... Mergi drept în față. Se ne încări fața la el. Ai zis drept, m-am dus. Așa, și aici faci stânga. Domnul, dar ce să mai spun eu, mergem pe autostradă acolo, highway, că sunt casele alea la plajă. Gata. Sau fii atent, nu, fă stânga aici. Ok. Stânga așa. O să faci dreapta acolo, mai jos. Mai jos, mai jos, mai aici. E, puteai și pe acolo. Așa, mergem în față, o să faci stânga în intersecție. Stânga. Am impresia că vrei să faci dreapta, colegul. Și la prima dreapta. Și pe aici mai sunt case, colegul. Uite o mașină, uite-o, dai cu spatele, dai cu spatele, dai cu spatele și fă dreapta. Hai repede, repede că-l pierdem. Dreapta, colegul, aia e stânga, Ceaușescu, dreapta am zis. Aoleo. Nu mi-a panica. Păi eu spun să faci dreapta și tu faci stânga. Hai mergi în față că ăla fuge și noi ne uităm la pod. Ne-mi frică să trecem podul, colegul. Dă-i în față și faci dreapta, dă-i în față. Era o mașină neagră aici. Dă-i în față, dă-i în față și faci stânga. Hai în oraș, repede. Stânga. Dreapta. Cred că nu e bine să conduci tu, colegul. Hai înapoi acolo, că nu mai, l-am pierdut. Hai să o conduc pe asta, lasă, oprește-i și trage pe dreapta să conduc eu. Stai puțin, coleg. Asta se duce la Mex să-și cumpere ceasă, mă. Am ceva treabă. Uitați-vă la el, bă. Uitați-vă. Vă rog frumos, no McNuggets. 6 hamburgeri. Eu zic că și acum mai crispy, trips. Și 16 litri de Coca-Cola. Bă, cât și-a comandat, bă. Colegul, faci parte pentru toată secția, ai luat de mâncare. Pentru mine. Cum a căzut ăsta-l meu în cap? Aolo, ce ai zis, colegul? Ce s-a auzit? Bă, asta cred că o strănutat. Ia să vedem cu domnul ce-și comandă.
Ia să vedem asta, ce-și comandă băieții. Cred că i-am lăsat fără stop, colegi, nu știu dacă mai am. Bună ziua! Un Mac puișor aveți? Auzi, mă, colegă, așa se comandă, mă, nu cum ai luat tu pentru toată secția. Nu mai aveți. S-a terminat? El i-a luat grasul ăsta pe toate! Hai de capul meu! Hai, vină cu așa, vină cu așa. Eu ți-am zis că i-am dat... I-am dat stocurile peste cap. Bună ziua, rămâneți pe loc aici! Da, domnule, da. Domnule! Auziți, da, acolo am dat și mie? Domnul! Ia dansează, da, domnule, domnule, puțin, dansează puțin, te rog. Domnul, nu le-am cu astea, domnule. Stai că spun. Domnul, dar sunteți dumneavoastră, sunteți sănătos? Nu. Am fost la spital, dar sunt sănătos, se spune. Păi și atunci de ce ați parcat, domnule, pe loc de handicapat? Păi handicapul poate să fie mental sau fizic? Uite, mă doare spatele, domnule. Ăsta tot e un handicap. Na, nu e handicap. Poate ăla e mental, ce să zic. Hai, colegul, să mergem că... Da. Aici toți au greșit locurile de parcare. Domnule, stați cu domnul. Domnul. Da? Domnul. Da. Îmi place mașina mea? Foarte frumos, foarte frumos. Da. Și culoarea îmi place. Da, da. O zi bună, la revedere. La revedere. La revedere. Și manelește. Bă, ce am râs acolo la Mac, bă, că a comandat tot Mac-ul, bă, băiatule, polițistul ăsta. Haide că, bă. Au. Mamă, dar tot stâlpiam. Băieța, e mașina din episodul de... Când l-am postat? Când am făcut, mă, episodul trecut? A rămas acolo, frate, deci pe serverul ăsta, dacă lași ceva în turnou, cum e și bicicleta, rămâi acolo foarte mult timp dacă nu o mută cineva. Mașina e acolo de... nu știu de... de... habar n-am. Aici se sparg case, colegi. Colegul de fapt. Să mergem partea la plajă acolo, că... opa! Stai să vedem ce face domnul acela. Se duce la casă. Oh, la casă, la casă, stai și mă, s-a dus la casă. Păi să mergem să-i prindem pe ăștia, băieți, că nu dau spărgere la casă aici. Uște dau, uște dau, uște dau, uște dau. Poliția, mâinile sus, poliția! Rămâneți pe loc, colegul! Alo, 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 alo! Poliția, rămâi pe loc! Poliția, rămâi pe loc sau trag! Poliția, poliția! Un foc de avertisment, al doilea foc de avertisment, următorul trag! Rămâneți pe loc! Gata, gata, rămâneți gata, pe loc, gata, că v-am puși. Gata, 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 gata. Ieși afară din apă. Ieși afară din apă. Pe unde ești, domnule? Pe aici, pe aici. Aolo, domnule, dar ce-am făcut? Hai. Ieși odată din apă, că te-mi pușc. Dar ce-am făcut? Pune-te în genunchi, pune-te în genunchi. Am venit și eu la naș și am să repar acolo, ce-am făcut? N-am armele, n-am nimic. În numele legii, ești arestat pentru fugă de poliție. Hai, mergeți când înainte, mergeți când înainte. Mergeți înainte, ridicați-vă și mergeți ușor când înainte pe alee, haideți. Acum, acum. Nici când am tras două focuri de avertizare. Păi nu v-am auzit, domnule, că am căscuță și am muzică și nu vă aud. Eu aici lucrez la nașii mei, la... sunt ăsta de la visuri la șurub și ruclam la nașii mei aici.
pe la case, pe aici. Bă, ce zice ăsta, mă? Ce am făcut așa rău? Nimic. Poftiți, poftiți după mine. Nu ați făcut că ați fugit de poliție, atâta tot. Păi dar nu v-am auzit. Dar eu ce am făcut, domnul polițist? Ce am făcut? Domnilor, v-am văzut pe amândoi cu măști pe față în mașină. Ne-am intersectat. Nu ați văzut mașina de poliție, ne-am intersectat pe stradă. Și v-am urmărit și am văzut cum ați intrat aici subtil. Haideți. Haideți dar la secția de poliție. Noi reparăm la, la nașa noastră, noi reparăm. Da, 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 dacă vine poliția, nu fugiți când reparați la nașa. Dar nu v-am auzit. Nu v-am auzit, am avut, am, dacă puteți da, dacă observa, nu m-ați auzit, de ce ați luat-o la fugă atunci? Păi așa, nu, din păi senin? Am fugit, păi nu, am fugit să mă duc să iau uneltele de pe partea cealaltă, să mă duc să iau ciocanul. Nu, nu, că mașina o aveți aici, stați liniștiți, că v-am văzut unde ați parcat. Păi da, am parcat acolo, că ne-a chemat așa noastră. Deschide, colegul. Noi facem parte de la firma Visuri la Șurub. Da, de aia. Colegul. Lasă-l acolo în față și urcă-te tu în spate cu celălalt. Nu suntem băieții aia răi, dă vin și vă repară geamurile. Înțelegeți? Cu măști pe față, da? Păi nu că nu, păi domnul, păi dacă ăsta să nu ne vină ceva în față, domnul. Să exact, să nu ne vină ceva de la geamuri, sticlă, colegul? Ceva. Colegul? Da. Da, colegul. Tu conduci mașina asta până la secție, colegul, și eu le iau mașina lor că trebuie să o băgăm la poliție, să o confiscăm. Auziți, merg ușor în spate. Cu mine în mașină. Băi, băi, să mergi ușor cu ei, că n-au centura pusă. Eu mi-am pus-o cu dinții și colegul meu. Hai, dă-i ușor. Ne le-am pus cu dinții, am pus eu lui hai, colegul. Hai, colegul, mergi în față. Dar eu ce-am făcut, domnul Ambre? Bă, ușor, colegul, că-i omor, bă! Bă, ușor, că-i omor! Mamă, cum îi dă. Aveți... Ușor, că-i omor, colegul! Eu i-am zis. Domnul Nestrit. Mașina. O să încerc chestia aia cu confiscatul mașinii. Asta mi se pare interesant. Tu cum le confiz mașina, gen? Băieți, îmi cer scuze dacă pe unii vă mai bag în belele, gen, dar na. O facem așa, pe stilul roleplay. Ca să repar geamul lui nașii mea. Ia mă, Serin, cum îi confiscă mașina omului? Confiscă. Ce am făcut așa rău în motiv? Asta? Vrem să o ajutăm o bătrânică. Domnul. Doamne ferește, cum să intrăm noi peste astea, Jordi? Niște băiesc, că poate bății și mai rău. Am înțeles, domnul. Nu mă pot da jos, domnul. Nici eu. Păi nu trebuie să vă dați jos, așteptat. Așteptăm. Vreți să vă arăt... Gata, mă, băieți, le-am luat autoturism. Vreți să vă arăt că sunt de la firma Visuri la Șurub? Dacă vreți, vă arăt eu aici. Colegul, oprește-te, rog, sirena. Da, 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 scuze. Suntem de la firma Visuri la Șurub, reparam geamul la nașa. Auziți, domnii polițiști, permite să raportez puțin? Gata, colegul. Vă arăt aici, pe foaie, contractul de muncă, în caz că nu ne credeți. Dați-mi cătușele jos să vă arăt. Domnilor, veniți după noi, veniți după noi, vă frumos în secție. Și vă arătă. Contractul de muncă, domnul. Suntem de la firma Visuri la Șurub. Da, domnul, nu este nicio problemă, domnul. Dacă o să fiți găsiți curați, o să luați doar o amendă pentru că deranjați publicul. Pentru că noi primim foarte multe apeluri în zone... La case, că sunt oameni de indivizi suspecți care... Am înțeles, domnul polițist. Nu, domnul, reparăm geamul la nașa. Noi ne conformăm, noi suntem băieți cu minți. Dacă vă conformați, nu mai fugeați când am zis să stați pe loc. Păi, dar nu v-am auzit dacă v-am spus că nu v-am auzit. Da, că voi munciți cu mască pe față, hai, intrați înăuntru. Colegul, păi să nu stară înainte. Ceva, noi când dăm cu flexul... Da, exact. Ne vin scântei în ochi și atunci nu mai bine port o mască decât să rămân ori. Păi da, dar văd că pe ochi n-aveți nimic, doar pe față. Păi ne mai protejează că te arzi scânteile alea totuși. Exact. Și închidem ochii când dăm cu flexul și așa. Să vezi ce dar vă închide ochii, cu mască ne protejăm să nu sară scânteile în noi. Da, să ne ardă, să România, 100 de ani. Exact. Reward. Ce bine avem.
Ci n-am făcut nimica, domnul. Ce am făcut, domnul? Reparam casa, domnul polițist. Ia, țin, lasă, nu, lasă-i puțin aici, că vreau să... Ia, lasă, adu-i puțin aici. Hai, domnul, că vă arăt contractul de muncă, domnul. Așa, ia să vede. Aolo, stai că nu e bine aici. Aolo. Ia uite. Coleg, unde e dosarul ăla aici sus, m-a pus? Uitați contractul, dați-mi că duce jos să vă arăt contractul. Dacă puteți să mă ajutați. Uite colegul aici pe masă. Vin cu spatele să-mi dați cătușile, vă arăt contractul? Nu, haideți la celule, că nu merge calculatorul. Păi da, vreau să vă arăt contractul intrați de aici. Muncă. Dați-mi, avem timp să ne arătați, sigur. Păi nu durează mult. Dacă să-l scot din geantă. Păi da, mi-arătați când vi-l cer eu, nu când vreți voi. Unde ai văzut tu că te oprește poliția pe stradă și arăți buletinul, că vrei tu. L-arăți dacă ți-l cere poliția. Intră, te rog, în partea cealaltă. Nu, nu, nu amândoi. Unul într-o parte, unul la. Ca să ne putem desfășura activitatea. Da, dar nu vreau să intru la pușcherie pe nedrept. Stai, domne, că nu ești la pușcherie, ești arestat preventiv până... Domnul, de ce nu intri înăuntru? Așa. Colegul da. Căpșună. Vreau, te rog frumos, să iei pe rând și să-i percheziționezi. Și să-mi spui ce găsești la ei. Începe cu domnul blondus de aici. Și bineînțeles, le confiși tot ce au ilegal la ei. După care, pe ce le-ai confiscat tot, poți să-i descătușezi. Domnul, dar de ce faceți așa ceva cu noi, domnul? Dar ce fac, domne? Nu fac nimic, domne. Pune-te, te rog, la perete. Aolo, păi am avut și noi muncă, domnul. Colegi, ce e tare? Foară, lockpick-uri, de la de sparge ușile. Aolo. Deci exact cum am plănuit. Bă, băieți, acum și, bă, să vorbim așa, cum să zic eu. Voi în ziua, în amiaza mare, vă găsiți să vă duceți pe stradă să dați... Când am intrat cu colegul pe uliță, știți cum s-auzea? Numai așa. Numai așa s-auzea. Bum, păi bum, cred bum. Că colegul făcea cu ceva, cu vreo daia, cu vreo mașina, papă. Domne, numai așa s-auzea. Păi da, domnul, băgam un cui în... Auziți, domnul polițist, puteți să mă controlați și pe mine. Eu nu am nimic ilegal la mine, absolut nimic. Da, domne, un pic să... Colegul, ce ai găsit la el? Am găsit o grămadă și pistoale și... Avea și arme? Da. Aolo... Eu nu am nimic ilegal. Arestează-l, domne, pune la cătu pe el. Descătușează-l și lasă-l acolo înăuntru. Ok. Veni să mă controlați. Stau aici, domnul. Sunt de autoapărare, alea mari sunt nărți, domnul. Domnul, vă rog frumos, să păstrați liniștea că am întâlnit mulți ca voi așa. Și vorba multă n-aduce nimic. Rămâneți liniștiți acolo. Rămâneți liniștiți acolo și o să vedeți. Nu i-am verificat de permis, am uitat. Poate conducea mașina. Asta e ultima grijă cu permisul. Păi ce e prins cu arme? Deci zici colegul, dacă găsim cu mai multe, mai bine pentru noi. Bravo, mă bucur că ai reținut asta. Domnul vine rău. Vreți să vezi cum îți vine rău când ți-a rău bastonul ăsta în spate? Dar nu eu am zis lucrul acesta. O să chem un doctor aici dacă e nevoie, dacă nu. Puteți să mă controlați, domnul, nu am nimic ilegal la mine. Aveți, domnule, ciocan, sfoară. Patent, cum spuneți că n-aveți ilegal? Păi astea nu sunt ilegale. Domne, nu sunt ilegale, domne, dar în condițiile în care v-am prins noi, la o casă unde sunteți necunoscuți, sunt foarte ilegale, pentru că cu acele ustensile, voi spărgeați acea casă și furați, v-ați adus, să știți că mașina este confiscată exact pentru motivul ăsta, că ați cărat cu ea. Domnule procuror, eu sunt polițist, domne, nu sunt procuror. Am înțeles, permiteți-mi puțin, deci... Ascultați-mă puțin. Deci, noi am mers la casa aceea pentru că ne-a chemat în așa nas. Noi, după ce am reparat aproape tot, i-am eliberat chitanța. Pot să vă arăt aici? Da, domne, că vă descătușează imediat. Ok, veniți. Domne, dumneavoastră tăceți că ați avut timp să vorbiți. Acum lăsați pe colegul dumneavoastră să vorbească. Da, nu sunt colegi. Cu el suntem încă colegi de muncă, domnul. Păi și aia ce înseamnă? Nu sunteți colegi? Da, credeam că spuneți coleg în alt sens, dacă știți ce zic. V-am prins împreună, sunteți prieteni, colegi.
Ce am înțeles, voi? Domnule polițist. I-ai luat totul, da? Colegul. Da, da. Mi-a dat să-ți contingentul. Uitați, domnule, veniți să vedeți. Bine deloc, domnul. Uitați, o pot ieși din celulă să vă arăt? Nu, domnul, de acolo mi-a arătat. Uitați, domnul, vedeți? Da, ce vedeți? Scrieți acolo? Nu scriu, dacă vă arăt. Uitați, vedeți, da? Uitați. Uitați acolo tot. Așa, ce scrie acolo? Uitați-vă, deci data, chitanța eliberată, ce am lucrat la dânsa, uitați, scrie tot acolo, vedeți? Uitați și semnătura dânsei și semnătura șefului meu, domnul, dacă puteți bine vedea. Taci, colegul, uitați aici. Și semnătura patronului. Așa, domnul, așa. Bun, poți să-l bag la loc? Da, domnule, dar bine, să știți că ceea ce mi-ați arătat nu reprezintă nimic pentru mine. Eu v-am prins în fapt. În primul rând am văzut mașina suspectă, ziua în amiaza mare acolo pe stradă, iar cel mai suspect ați fost voi având măști în mașină. Lucru foarte... nu face nimeni așa ceva. M-am zis cu colegul, bă, hai să-i urmărim să vedem despre ce este vorba, că erați într-o zonă de cartier rezidențial și acolo se primesc foarte multe telefoane. Ne-am apropiat... am văzut mașina parcată în mijlocul străzii. Cine parchează o mașină în mijlocul străzii? Cineva care vrea să fugă foarte repede de acolo. Altfel o parchează frumos, dar dacă o parchezi frumos, îți ia mai mult să ieși. Dacă o lași în mijlocul străzii, decât te sui în ea și dai blană. Deci voi erați pregătiți ca după cele ce urmau să le faceți, să plecați țeavă de acolo foarte tare. Mergeam cu colegul pâș-pâș așa ușor. Unul stătea de șase, cred că dumneavoastră, dacă nu mă înșel. Iar celălalt s-auzea bum, 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 dădea cu ciocanul în ușă. Eu stăteam, eu nu făceam nimic. Momentul în care ați auzit că poliția nu știa, ați luat-o la fugă. Deci avem toate dovezile necesare să vă băgăm la pușcărie, să știți. Domnule, eu... plus că ați fost prins, dumneavoastră aveți ustensilele și dânsul avea arme și ustensile la el. Deci, dar ce treaba mea cu el din moment ce... pentru că erați împreună, nu contează. Dacă tu erai cu el și el omoară pe cineva, tu o să faci pușcărie la fel ca și el pentru complicitate. Am înțeles, domnule. Permiteți-mi puțin să vă zic o chestie. Și eu am fost ca dumneavoastră în poliție și știu și eu exact cu ce se mănâncă. Și știu că din moment ce nu are cazier, nu poate fi băgat fără nicio dovadă. Eu vreau să văd dovada video, pentru că știu și eu foarte bine, pentru a băga la pușcării trebuie dovadă. Da? Pentru că nu bag oricine, că de exemplu vine unul și îl bagă pe unul la pușcărie fără să facă nimic. Da, domne, vreau să vă... ce dovadă, domnule, dacă v-am prins cu arme? Dacă v-am prins pe când dădeați cu pumnul în ușă? Păi erați amândoi mine? Acolo, amândoi. Păi da, nu sunteți îmbrăcați la fel, aveți măști. Ce mai vreți? Ce dovadă mai vreți mai mult odată? Pentru că lucrăm. Colegul, ăștia sunt și obrajnici. Fii atent, îi bagi pe amândoi la pușcărie. Câte 10 luni pe amândoi? Păi eu nu pot, că eu sunt în SIAS, colegul. Nu tu, colegul meu de aici. Hai că există spital acolo la penitenciar. Domnule, eu m-am conformat să nu spuneți că nu știu ce, eu v-am spus exact ce căutam. Păi da, pentru asta a primit doar 10 luni, domnule, dar nu mai insistați că... Eu nu insist decât eu vă spun, eu nu am nicio treabă cu dânsul care arme, eu decât am fost schemat pe el, pe dânsul nu-l știu. L-am te-a luat la ocazie, este îmbrăcați la fel, cum măști pe față, dădeați cu pumnii în uși. Și v-ați luat la ocazie, abia v-a cunoscut, veneați de la școală, voi amândoi, ați fost la școală astăzi. Da, veneam, dar uitați în geantă, aici avem cărți și caiete. Veneai de la meditații, tu că ai bacaloriatul și... Da, am acum examen la ăsta, la facultate. Și la fel, domnul. Da, la cum să spargem case.ro. La drept sunt eu, domnul. Domnule, ne luați la mișto sau ce? Nu vă iau la mișto. Dacă vă luam la mișto, vă dați seama din prima. Eu nu vă iau la mișto. Eu decât domnule, vă spun... fiindcă, nu știu, nu v-am verificat cazierul, dar să știți că de amendă ați scăpat, să zic așa, dar trebuie neapărat să faceți pușcărie. Asta nu este o pușcărie, e mai mult așa ca o vizită la pușcărie. Domnul, sunt foarte amețit, domnule. Și pe viitor sper să vă potoliți. Adică voi sunteți chiar, ori sunteți proști, ori sunteți sfidători, cum să zic. Adică ziua în amiaza mare te duci, trece poliția pe lângă tine și tu te duci în treaba ta să spargi casa la om. Domnule, scuzați-mă că v-am întrerupt. Intră colegul peste el și dă-i. Vreau să vă spun și eu ceva. Spuneți, cât mai aveți timp. Pot face muncă în folosul comunității pentru a nu lua pușcărie? Colegii v-am lăsat. Nu, salut colegul.
Și pot să vă dau și mai multe informații despre ce se întâmplă pe acolo. Acum ce... că a plecat colegul tău, văd că ești mult mai vorbăreț, că nu te mai aude sau de ce? Să zicem așa, pot să vă dau mai multe lucruri. Cum ar fi? Informații despre organizații, despre locuri unde se întâmplă afacerile Opa, legale. Opa, ia uzi, dar ce organizații știți dumneavoastră? Casa de Papel, Mafia Corleone. Ce știți, ce știți despre aceste organizații? Casă mafiei, persoane, lider, liderul mâna dreaptă. Ia spune-mi, cine este lider la mafia Casa de Papel? Imediat vă zic, domnul, să mă uit aici pe telefon, dați-mi cătușile jos, că i-am notați aici pe filmare, da-i acolo. Dă-ți rău și masca jos, să te la față. Gata, am dat-o. N-ai dat-o, dă-ți masca jos. Dă-ți masca jos, să vedem cum ești. Dacă mai merge. Iată, domnul. Ce față de... Deci mă ești tânăr, ești tânăr, da. Sunt tineră, domnule, am 22 de ani și ori. Mulți înainte. Mulțumesc la fel, domnule. Imediat să intru pe telefon aici să vă zic exact că i-am notat. Mă scuzați, stați puțin. Și că cum o dau? Așa, domnule. Imediat să caut aici. Ăla e cărnețelul, nu e telefonul. Bun, domnule, deci... Arătați-mi scris, arătați-mi scris. Uitați-vă aici, deci liderul, vă citesc, liderul este Berlin. Vă zic și cine pe ul? Nu, nu. Berlin. 2-3-3-1-0, cine pe ul? Și la Mafia Corleone, cine este lider? Imediat, că am și nota și special pentru el. Ai de capul meu. Ce liniște s-a făcut, băieți. Băieți, nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă vă plac episoadele astea. Aceea și nu m-au omorât și așa, deci știu absolut tot. Nume. Deci, să vă spun. Lider, Spritz. Bă, ce știe ăsta informații, bă. CNP 2. Este ok? Da, domnul, este ok. Bun. Poftim? Puteți verifica. Puteți verifica lucrurile astea. Ce-i colegul? Hai mai încoace. Asta chiar știe informații, mă. Informații nu, da. Bă, da. De unde știi atâtea informații asta? Nu știu. Oare, mamă, ce belești ochii așa, că mă sperii când te uiți așa. Pă, văd faimă în fața ochilor. Ce? Văd faimă, cum ai zis tu, că... Să fim cimitari. Vrei să mergem să arestăm mafia asta Corleone? Da, eu l-aș aresta și pe băiatul ăsta de aici, chiar dacă mi-a zis. Bă. Că după aia picăm noi de vină la... Să-l băgăm la pușcărie chiar dacă ne-a dat informații? Chiar dacă ne-a dat. Tu ce zici? Fii atent cum facem, fii atent cum facem. Eu spun să... Ca să par eu la bunul pe viitor, să avem unul bun și unul rău, fii atent. Eu mă duc acolo aproape, mergem împreună și o să zic, colegul, eliberează, scoate-l pe-n spate. Și tu, nu-l scoți pe-n spate, îi dai pușcării, îi dai vreo 5 luni așa, da? Aha. Îi spui că nu se poate, că eu am zis așa, dar pii tu după, ok? Hai. Da, da, da. domnule? Da. Voi fi băgat la pușcărie? Nu, domnule, nu. Nu, 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 sigur că nu. Vă mulțumim pentru informații, poliția română vă mulțumește pentru informații, am notat toate informațiile. Dar știți că dacă voi fi băgat la pușcărie, se va afla și se vor schimba aceste informații. Vă zic numai, nu că vă ameni sau așa, decât vă informez. Cum, domn, dacă am zis că nu vă bag la pușcărie, colegul, dă-i drumul și scoate-l pe-n spate pe acolo, colegul. Gata, colegul, scoate. Eu vă zic atâta, că se va afla că voi fi băgat și... Un pic de meta aici, da, sau meta, nu știu cum îi zice, mă rog. Mulțumesc. Stai aici, mă, ce faci? Mulțumesc, să trăiți, poliția română, ție mai șmecheri. Vino înapoi!
Păi mi-ați dat drumul, domnule. Nu ți-am dat niciun drumul, ai ieșit tu afară. Păi cum că mi-ai dat drumul, mi-ai zis domne, că... Domne, du-te acolo că te pui în spate, nu pe în fața secției. Bă, mă faci de râs aici gata, să mă vadă toată secția bombalău. Colegul, bagă-l jos și dă-i acolo ceva ca să nu mai iasă pe aici. Că uite și tu, ne face de râs aici, ne vede toată secția pe camere. Dar ce faceți? Psst, colegii, informații... Așa am fost legătă. Domnilor, știți că... Să trăiți, domnul, ce faceți aici? De ce mă închizi? Ia, dă-mi că tu și de jos. Mi-ai zis că mă lași liber. Ce l-ai zis colegul tău? Păi tu, cu colegul tău. Când? Ești sigur de ceea ce faci? Hai, coboară jos. Bun. Ce super. Mamă, s-a băguit bicicleta asta aici. Mă sui pe ea, mă aruncă în aer, nu? Sunt un biciclet, eu rublesa, nu mă poți dresa, na na na. Da, bă, băieți, cam ăsta e episodul de astăzi, băieți, dacă vă plac episoadele cu poliția, ceea ce e șmecher când filmezi episoade cu poliția, că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă random. Cu oameni de pe server super random, pur și simplu paturlăm, ca polițist e foarte ușor să deschizi roleplay-ul. Pentru că te poți băga în seamă cu oricine, poți să arestezi pe oricine. Bineînțeles, dacă ai un motiv, că altfel nu arestezi lumea degeaba. Dar noi am prins pe băieții ăștia, nu prea mi-a plăcut roleplay-ul lor, pentru că era un contra... Cam exagerat puțin din punctul meu de vedere, că nu, că nu, că nu, salut, că nu, colegul. Că nu. Salut, colegul. Salut. Și na, despre asta e vorba. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, dacă v-au plăcut episoadele nu uitați să apăsați butonul de like, nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă nu sunteți abonați, să vedeți. Colegul, unde te duci, mă? Nu te căutam, colegul. E, l-ai băgat la pușcărie? Da. Ce ești așa reținut? A scăpat. Da. Ce? Nu scăpa cum se scape, l-am arestat, l-am băgat la pușcărie. Bravo, 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 foarte bine, așa le trebuie. Colegul. Fii atent, cred că noi doi o să ajungem ceva mare. La un moment dat, noi doi o să conducem secția asta de poliție. Ai auzit? Da. Noi doi o să fim șefii acestei secții de poliție. Acolo sus vom avea birou. N-am fost niciodată sus acolo, dar într-o zi, acolo sus o să avem birou și o să stăm acolo. Și tu o să mănânci mult McNuggets din ăla. Și o să beam o cafea. Și o să ne uităm la toți colegii noștri, la toți angajații poliției, cum se luptă cu infractorii. Și noi o să facem decât muncă de birou. Corect. Până atunci, să ai grijă de burtă, da? Am. Eu ies din tur acum, nu știu tu dacă mai ai. Ești eu. Ne auzim mâine dimineață la noua tură. Da, da. Hai, salut colegul, să ai grijă de tine. Ceau, ceau. Băieți, hai să termine episodul, v-am pupat pe toți! Pa! Dinu, dinu, dinu!